Bună seara, doamnelor și domnilor, și bun venit la prima ediție a Dezbaterilor Metropolei, o ediție specială dedicată unui eveniment pe care mulți români nu-l vor uita niciodată. 4 martie 1977, o seară de primăvară obișnuită. Unii bucureșteni sunt la film, alții la teatru. Milioane de români se adună în fața micului ecran, începe telejurnalul. Se transmit știri referitoare la vizita familiei Ceaușescu în Africa. Urmează filmul bulgar Dulce și Amar. La ora 21, 22 de minute și 22 de secunde, mobilele încep să joace, lustrele se desprind în tavane, podelele se scurg, zidurile se rup. Se aud urlete, zgomote puternice, geamuri sparte. Timp de 55 de secunde, un cutremur devastator cu magnitudine de 7,2 grade pe scara Richter, cu epicentrul în munții Vrancei, distruge mii de vieți și avariază zeci de mii de imobile, lăsând sute de mii de oameni fără adăpost. A fost atât de violent încât s-a spus că energia pe care a eliberat-o a fost egală cu cea a 10 bombe atomice. Bucureștiul a fost fără doar și poate cel mai afectat de seism. Cutremurul s-a simțit și în alte localități, dar într-un singur oraș au mai fost înregistrate pagube materiale semnificative. La Zimnicea. Într-o zonă cu activitate seismică redusă, unde nu sunt nici falii de adâncime, nici plăci tectonice. Așadar, n-au căzut blocuri la Ploiești sau la Urziceni sau la Buzău, dar la Zimnicea a fost prăpăt. Cel puțin așa a consemnat presa vremii. Tragedia din orașul teleormănean l-a intrigat și apoi l-a inspirat pe cineastul Bogdan Naumovici, care a documentat atent subiectul și a făcut, în calitate de scenarist și regizor, un film artistic de scurtmetraj pe această temă. Film pe care vă invităm să-l urmărim împreună, după care vom reveni în platou pentru o discuție aplicată despre cutremure în general și despre cel din 1977 în mod special. Am revenit în platou și înainte de a începe discuția aș vrea să se consemneze pentru posteritate că am reușit, chiar fără să ne propunem lucrul ăsta, să sincronizăm exact momentul scenei cu tremurului din film cu ora la care s-a întâmplat în realitate. Deci noi am proiectat la ora 22 și 22 cu tremurul în filmul Zimnicea, la acea oră a fost și pe 4 martie 1977 cu tremurul. Cum vă prezint invitații în această seară, Bogdan Naumovici, care este autorul filmului pe care tocmai l-ați văzut. Salut, Bogdan, mulțumesc mult pentru că a acceptat invitația. Și arhitectul Bogdan Bobic, un prieten mai vechi al emisiunilor noastre și care, deloc întâmplător, este și foarte în temă cu subiectul nostru. Bună seara, Bogdan, mulțumesc de asemenea pentru prezență. Bună seara, prezență. Se exagerează. Ca întotdeauna. Bogdan 1. De unde ți-a venit ideea acestui film? Și asta vorbeam și înainte, de unde ai aflat, de fapt, subiectul? Că după ce ai aflat subiectul, era clar că a venit ideea pentru un film. Prin 2000, în primul rând, despre Zimnicea, oraș martir, am știut din epocă. Păi noi ne-a prins, totuși, povestea asta când aveam 9 ani. Da, nu știai detaliile? Nu, știam că a fost nenorocire, că a fost oraș martir, că Zimnicea și-a furat-o cel mai tare din toată România. În afară de București, desigur. Sigur, nu, în afară de București. Dar București, în București căzuseră niște clădiri, Zimnicea era distrusă 80%. Adică, sigur, blocuri mai mari în București și case acolo, dar așa ținuse minte. Așa auziserăm noi povestea atunci. Mulți ani mai târziu, prin 2010, cred, am dat peste o știre, un interviu, tot de 4 martie, tot se făceau interviuri pe tema cutremurului. Cum faci tu emisiunea asta, s-a tot făcut de-a lungul vremii. Și am văzut un interviu în, nu mai țin minte, la Adevărul, cred că la Adevărul l-am văzut prima oară, un interviu cu primarul din Zimnicea de la vremea respectivă în 2010, care era primar de vreo 5 mandate, 4 mandate. Deci era zimnician cu ștate vechi. Și el a povestit chestia asta. Am prins-o, am auzit-o, mi-a rămas undeva în minte istoria lui. Am fost extrem de surprins că n-am auzit pe Șopârlița Liberă, n-am auzit pe Radio Șans, n-am auzit niciodată că a fost dărmat de adevăratele cu buldozerele Zimnicea. Și când a venit vremea să fac un film, mi-am adus aminte povestea asta. Și am zis că vreau să fac un film, să zic povestea asta, să o știe lumea. Da, uite, mai spun o dată, în caz că nu e clar cuiva, e o întrebare pe care bănuiesc că ai primit-o de nenumărate ori. Nu e chiar așa s-a întâmplat? Adică nu e ficțiune ce când spui tu arătat, aici? Când i-am arătat filmul lui Cristian Tudor Popescu, l-am văzut împreună, noi doi, înainte să am vreo vizionare privată sau ceva, și el a zis, băi, prima întrebare nu e una de critic de film sau de cinefilio, întrebare de jurnalist. Mă, e vreun dram de adevăr în ce zis tu aici? Și zic, da, domnule, păi uitați-vă știrile, că interviurile alea au fost repetate și pe la Digi și pe la Adevărul. Și ele se găsesc, dacă vrei să cauți, dacă vrei să dai Google.
Exact așa s-a întâmplat, în realitate. Sunt oameni care spun că nu s-a întâmplat și când îi cauți cine sunt, erau oameni, mi-a scris unul o poveste, uite atâta pe Facebook, pe Messenger. Domne, nu e adevărat, eu am dat cifrele și le-am dat bine, eu eram secretar la primărie. Bine, domne. Dar, da, exact așa s-a întâmplat. S-au speriat. Prim secretarul de județ era la o ședință, a căzut un perete în sala lor de ședință, de la cutremur. S-a speriat foarte, foarte tare și a apucat să raporteze lui, din tot ce am cercetat, că am încercat să mă prind cine a fost... La capătul celălalt al firmei. Da, cine a fost pe județ, cine era prim secretar de județ și cine era, mai ales, cine era în partea cealaltă responsabil. Și singurul pe care l-am găsit era Emil Bobu, la vremea aia responsabil de zona aia, de mai multe județe. Cam căutat în arhive să văd cine e ăla cu care a vorbit. Și cred că era Emil Bobu, ai cele mai mari șanse să fie Emil Bobu, fiindcă el a fost dat jos din poziția respectivă prin aprilie, la vreo lună și ceva, două luni. În epocă, legenda era că l-a prins Ceaușescu pe Bobu, că își cumpăra, deși avea casă distribuită de la partid, își cumpărase o vilă pe lângă televiziune. Și cum era cu ilicitul și cu supărările astea să nu se îmbogățească nimeni, de-aia l-ar fi mătrășit la vremea aia. El a fost reabilitat, Bobu, ulterior, dacă l-a mătrășit în 77. Eu cred că a aflat de povestea cu Zimnicea, totuși Ceaușescu, la chestia asta. Și mai degrabă, cred că de-aia l-a mătrășit pe Bobu. Bogdan, tu știai povestea? Am aflat o bârfă pe vremea când eram student la un curs de structuri. Dar era la nivel de bârfă și nu știai dacă este adevărat sau nu. A fost una dintre chestiile foarte bine pitite de către regimul comunist. Adică putea să fie... Cel mai interesant era faptul că nu părea absurdă. În contextul ăla, acum apare foarte absurd. Adică... În contextul de atunci nu părea absurd, adică te așteptai la ei să facă tâmpenii. Adică s-au făcut cu prilejul cu tremurul din 77, s-au demolat clădiri întregi, bine mersi, în București, adică Biserica Enei de pe Magheru. Biserica Enei a scăpat întreagă, sunt pozele de-a doua zi cu Dunărea prăbușit și Biserica Enei este întreagă. Peste trei zile Biserica Enei a căzut. Cu tot cu pictura lui Tătărăscu, cu tot cu secolul XVII, când a fost ctitorită. Adică, dacă tot a venit cu tremurul, măcar să defrișem zona. Adică s-au făcut astfel de lucruri. Mă rog, după aceea lucrurile au degenerat. Adică demolam monumente istorice restaurate cu un an înainte, cum a fost Spitalul Brâncovenesc. Dar legenda exista, dar nu părea absurdă. Adică și... Deja regimul comunist erau atât de multe povești, mult mai suculente cu ce se întâmpla, încât faptul că la Zimnicea s-a demolat de bună voie și nesitit de nimeni un oraș întreg, nu era atât de interesant. Adică nu, erau altele care se întâmplau în București în perioada aceea îngrozitoare. Adică se demolau cartiere întregi. Deci Văcărești, cum se cheamă ăsta? Unde au făcut Republicii tot. Au demolat 5 cartiere întregi. Da. Adică Dudești, cartierul Dudești. Evreiesc, Văcăreștiul, Uranusul. N-a fost niciun cutremur ca să fie demolat. E cel mai mare bombardament pe vreme de pace petrecut vreodată. Nu știu, după estimarea mea, sunt vreo 8 hectare de oraș care au dispărut în câțiva ani de zile. Fără cutremur, fără nimic. Deci... Faptul că la Zimnicea niște țigniți au demolat la un moment dat, că au raportat o tâmpenie... Era antrenament. Era antrenament, aici. Okay. La liber. Uite, mi-am propus ca cel puțin în prima parte a emisiunii să povestim niște lucruri pe care ni le amintim de atunci, pentru că toți trei am fost martori ai acestui eveniment. E adevărat că eram destul de mici, dar suficient de mari ca să înțelegem ce se întâmplă. Și știu, Bogdan, că tu ai... niște amintiri foarte, foarte interesante. Foarte vii încă, firar să fie, din seara aia de vineri. Nu știu de ce l-am... Pe mine m-a marcat foarte tare cu tremurul ăla. Mi-a rămas bine de tot înfipt în cap. Am imagini încă din el. Deși aveam 9 ani, făceam 9 ani în anul ăla. Nu, n-ar fi trebuit să uiți de atunci. Dar de la cum s-a întâmplat, eram la vecini, vedeam dulce și amar, am ieșit pe hol și bunica mea, stăteam la etajul 7, militari, într-un bloc,
Și noi copiii tot timpul alergam, că eram copii în neștire. Noi suntem de creței, suntem copii, eram vreo 40 de copii, 25. Apartamente, 40, multe, așa. Copii mulți. Da, la 40 de apartamente eram vreo 25 de copii, cam de aceeași vârstă, pe o scară. Și noi tot timpul săream, fugeam pe scări, sărind treptele alea, că era bloc de la care are despărțire, cum se spune, între etaje. N-ai, erau două paliere de scări. Era de două scara între etaje. Și erau vreo 7 trepte și le săreai, nu mai călcai pe ele. Și eram convins că pot să ajung foarte repede jos. Și am încercat să lasă-mă să mă salvez. Și bunica m-a placat și mă ținea alea 7. Venea să mă mor, că mă țin, să mor, să cad cu blocul. Și țin minte și acum, bine, totul, îmi imaginez că momentele astea e exacerbat puțin de panică și de anxietate și așa mai departe. Dar țin minte, în spatele nostru, noi eram blocul 33 de 10 etaje, 9 etaje, și în spate blocul 32 de 4 etaje. Mă, și pe geamul dintre acele două paliere, ba vedeam luminile lui, ba nu le mai vedeam, ba vedeam luminile, așa de tare se bălângânea blocul. Taică mi-era în subsol, își repara motocicleta. Trebuia să ducă la o petrecere în blocul Casata, nu i-a pornit motocicleta și n-a plecat. Ăia au murit toți de la petrecere, a căzut blocul Casata, mama, culmea, Bogdan Grasu, îl chema pe prietenul lui. Și maică s-a auzit să le fac cafele și s-a rupt de aici blocul. Și a rămas cafelele în viață și toți puștii atunci, care aveau 25-27 de ani, s-au prăpădit. Și taică mi-a ajuns la petrecere că nu i-a pornit motocicleta. Și a apucat să iasă în subsol și era afară și zicea că face blocul așa. Și se uita la bloc și zice, ce face, mână? Ce, eu, familia mea e sus, cum îi ajut? Și la noi a căzut o de 16 în militar, nici măcar o de 16, scara 5 de 6. Deci asta e de neimaginat. Să rămână, au rămas 4 scări, a căzut una și a mai rămas o plombă încă o scară în picioare. Da, adică și măcar nu era la capăt. Nu era ultima, adică super ciudat. După aia au intrat unii în pușcărie, că nu, aia a fost o plombă făcută mai târziu și nu și-au făcut treaba bine. Mă rog, nu e important. Și în seara aia, taică, dar nu știu ce a fost în mintea lui, că noi am dormit în școala de vis-a-vis noaptea aia cu toții, n-am mai urcat nimeni înapoi în blocuri. S-a auzit că a căzut ăla și hai să ajutăm, să salvăm oameni, să scoatem oameni din dărâmături. Și nu știu ce a fost în mintea lui, dar m-a luat și pe mine. Și am văzut-o de 16 căzut atunci proaspăt și cum scoteau morții și ne dădeau, era un praf îngrozitor. Și au spart, au desfăcut probabil armata, poliția, cine a fost, miliția, cine a fost acolo, au desfăcut alimentarea de la veteran și ne dădeau sticle de alea de jumate cu apă minerală de sticlă, că nu puteai să respiri de cât ce praf era acolo. Aia a fost seara aia. Și după aia mai știu în neștire, pentru că eu am făcut școala în Amzei, în centru, deși stăteam în militari, și ne-am jucat. Băi, amintirea mea că multe luni de zile au rămas dărâmăturile în București până s-au curățat drumurile, dar Nestorul, Scala, Casata, și după aia și pe în spate, pe unde stătuse Dan Nuțu, pe străzile alea, pe... nu mă țin minte cum îi zice străzi. Paralele, deci cumva în interior, că nu pe Maghieru, mai în spate, mai în adâncime. Nu, că Mendeleev e pe partea asta altă, pe partea cealaltă, în spate la Scala. Aha, ok. Așa, țin minte că ne-am jucat în dărâmături. De noi când terminam școala, ziceam, hai la dărâmături, hai să ne jucăm la dărâmături. Să mai găsei prostii, ce niște trăznăi căzuseră blocurile. Și amintirea mea e că au durat luni de zile până s-au strâns alea de acolo. Deci cutremurul a fost foarte important în viața noastră, nu știu, sau ce puțin la mine a rămas așa. Foarte marcat. Bogdan, tu ți-aduci aminte ceva? Da, bineînțeles. Aveam vreo 10 ani. Familia se culcase în cazul meu. Noi stăteam la casă în Văcărești. Eram singurul care îmi dormeam și mi-am dat seama că este cutremur. Nu-mi dau seama nici astăzi cum mi-am dat eu seama că e cutremur, pentru că nu mai trăisem așa ceva. Și, evident, noaptea s-a petrecut în curtea casei, evident, după asemenea eveniment. Nu-l simți foarte tare într-o casă pe parter, n-aveai cum să-l simți foarte tare. Părinții ne-au crotit foarte tare pe mine și pe sora mea. Și după aceea am fost ținuți acasă. Dar tata era ziarist și tot venea de pe teren. Trăgeam cu urechea ce-i spunea mama și ce-i spunea mama era foarte, foarte trist. Imagini cutremurătoare de la Scala, de la toate nebunile astea. A fost... Dar prima senzație pe care am avut aia de a te legăna, așa, a fost foarte interesantă. Pe urmă l-am retrăit și în 86 și în 86, 90. În 90. Eu singurul pe care îl conștientizez așa foarte puternic este cel din 90, care m-a prins. Vorbeam la telefon cu un prieten al nostru comun care era la Constanța și în timp mai. Și în timp ce vorbeam,
Păi, e cu tremur. Și la tine? Da, și la mine, și la tine. Ce ciudat era. Da, da, mă rog, n-a fost chiar de, la ăsta din 77, eu dormeam. Eram, cred că, mutat de două luni într-un bloc nou, în drumul taberii cu patru etaje, la etajul 2. Înțeleg că nici n-a fost foarte grea și oricum nu era ca de blocul. Țin de că nici n-am ieșit din casă, erau toți ai mei, taică-mi nu era acasă și nu știu de unde era și a venit mai târziu. Iar a doua zi, era sâmbătă și știu că am fost la școală, unde, bineînțeles, nu s-au ținut cursuri, dar erau mai mult de jumătate din copii și care, mai de care, ce aflaseră, dom'le, unul ce a fost de gradul 9 pe scara Richter, aveam un coleg care spunea, de unde știi tu, bă, că n-ai zis la televizor așa, că nu, a aflat tata că știe el și nu știe. Și era așa o preocupare de asta. Mai a fost unul acum câțiva ani de gradul 10, al lui Moise Guran. Cum? Da, 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 aplicație, da, aplicație. Deci poate fi și de... Da, tu nu mai ții minte că în anii, sau nu știu dacă vă mai amintesc, dar ieșiseră, românul așa face, după orice necaz de ăsta, hazul ăla de necaz cred că ne e foarte propriu, că ieșiseră poeziile alea, a început de să cadă cât un bloc, acum a stat, nu mai ții, da, deci, da, ții minte, se făcuseră, lumea o dăduse în glumă ca să treacă peste, peste traumă. Da, apropo de OD16, în scara respectivă care a căzut, un domn care ulterior a devenit soțul mamei mele, era cu soția lui din vremea aia și cu copilul mic, la etajul 1, de unde s-a rupt blocul, și blocul a căzut peste tot bulevardul Păcii, ca să zic așa, s-a dus așa. Și ea era în camera din spate, mama, și a rămas cu cerul deasupra capului, la etajul 1 din 9, tot așa, și în față era fetița de câteva luni, peste care s-a prăpădit, că a căzut... Iar ăsta, bărbatul Gelu, era în autobuz de la cu burduf și nu înțelege ce-i cu lumea aia pe stradă, că el n-a simțit cutremurul în așa. Da, și acasă ca să vadă nenorocirea asta. Cum e... Da, nu știu, poate eu m-am tot legat de cutremur. Iar pe la din 86, apropo, ăla care a fost sâmbătă noaptea, intraserăm noi la facultate. A fost imediat după ce noi dăduserăm la facultate. A fost până august, intraserăm la facultate. Așa. Și era sâmbătă seara, mă uitam pe Bulgar la Studio X. Nu eram în București la de aia. Mă uitasem pe Bulgar la Studio X, ai mei ca la tine se culcaseră. Eram în același apartament de la etajul 7. Fusese un film cu Sherlock Holmes, ceva. Și a început cu tremurul ăla, bă, o liniște, un vuiet îngrozitor. La Bulgaria a fost filmul cu Sherlock Holmes. Pe Studio X, da, așa, pe Bulgar era. Și a început vuietul ăla. Și acum ți-mi minte, m-am dus, prostia asta, că să stai în cadrul ușii, știi, aveam un toc mai lat la ușă, bine, la etajul 7 nu are nicio importanță asta, poate la casele alea de paiantă o avea vreo treabă. Și m-am dus, băi, și acum, eu și acum jur că n-a fost de frică, chiar așa s-a întâmplat. Deci, cum stăteam în, cât are o ușă de aia, 70, 80, cât are o deschidere de ușă? 80 de centimetri. Bă, stăteam așa, după aia, și jur că picioarele erau la înălțimi diferite. Deci era betonul ăla din care era făcut planșeu, atât, nu-ți imaginezi cât este de elastic. Deci vedeam că face așa, tavan, ca un cerceaf, jur că așa face. Deci nu înțelegi nimic. Deci ce știai tu că e foarte solid și nu e deloc solid. Așa este. Deci este îngrozitor de... Okay. Ne oprim doar pentru o foarte scurtă pauză de publicitate și revenim imediat după aceea. Am revenit în direct alături de Bogdan Omoi și Bogdan Bobic. Discutam înainte de publicitate, Bogdan, spuneai tu cum ai trăit cu tremurul din 86. Da, da, ăla în care face betonul, da, ca cerșaf. Și în pauză, Bogdan, care e arhitect, mi-a confirmat că nu mi s-a părut mie. N-am avut vedenii de la frică. Dar asta ziceam atunci, că noi abia intrasem la facultate și tot ce aveam în minte atunci, că o să mor și o să intre unul de sub linie care n-a meritat, care n-a luat examenul. Bă, pe vremea noastră era așa, make it or break it să intri la facultate. Îți schimba viața complet dacă intrai sau dacă nu intrai. Și părea din ceva multe important. Puncte de vedere. Din tot, plecai în armată un an jumate, după aia trebuia să te angajezi, te duci pe șantier, seral. Era cu totul altă viață dacă nu intrai la facultate. Și eram așa de furios că o să mor după ce am intrat la facultate până nici mai... Adică ai intrat degeaba, cum ar veni. Am intrat degeaba și nu, și de ce am stat să învăț în loc să mă distrez și prostiile astea de 18 ani. Da, uite că vorbeam în pauză, de obicei așa se întâmplă, în pauză au loc cele mai interesante
discuții. Ne spuneai, Bogdan, că apropo de blocul ăla celebru din militar care a căzut doar o scară, nici măcar ultima, spuneai că aceste blocuri pe care le vedem noi așa lungi, ele de fapt nu sunt monobloc, ele sunt cumva... Structural, ele sunt formate de mai multe clădiri care au rosturi între ele. Sigur că vizual noi vedem o singură clădire, dar ele de fapt sunt mai multe segmente independente una de alta din punct de vedere structural, cu rosturi. Aceste rosturi sunt rosturi antiseismice, chiar așa se numesc. Au anumite dimensiuni în funcție de înălțime. Cum ar veni, au rostul lor. Au rosturile, au rostul lor. Pentru că altfel ar apărea efect de bici, ar apărea tot felul de probleme în cazul în care clădirea ar fi extrem de lungă și ar avea loc un cutremur. Adică cel mai corect este să o fragmentezi. Și sunt normele de proiectare, adică e legea țării. Și asta și sunt universal valabile, adică nu e o treabă românească. Eu chiar țin minte lucrul ăsta, că de multe ori rosturile astea, cel puțin la fațade, sunt acoperite, sunt tencuite, nu se văd. E, după cutremur, evident că toate rosturile erau vizibile. Și uite ce crăpătură în blocul ăsta, dar de fapt nu era crăpătură, era rostul de care zici, că erau astea așa, băgai mâna, adică nu... E firesc să bagi mâna, că rosturile astea sunt destul de late. Adică nu sunt două lipituri. Pot fi 10-20 de centimetri, depinde de înălțimea clădirii. Și evident că te sperii când vezi că tencuiala din zona respectivă a căzut. E normal, e un sentiment firesc. Dar e o chestie absolut normală, e banală. Dar în România, până la cutremurul din 77, nu au existat normative din astea antiseismice? Nu erau atât de bine dezvoltate, din câte știu. Adică calculul antiseismic a evoluat odată cu experiența în domeniu. De aceea sunt țări care nu au calcul antiseismic dezvoltat, Franța. De ce ar avea? Și sunt țări care au zone foarte puternice seismice, Japonia, care este celebră pentru cutremurile sale și pentru modul în care reușește să le preîntâmpine, Statele Unite, coasta de vest, unde e California, noi, de pildă, grecii. Adică sunt țări care suferă din cauza cutremurului și atunci și calculul seismic este dezvoltat. Școala românească de structură este foarte bine dezvoltată. De foarte multă vreme. Iar noi putem preîntâmpina foarte bine cutremurul pentru că avem invenția asta din secolul XIX, betonul armat. Adică betonul prea partea de tasare și metalul ia partea de elastică, de efortul elastic. Și se pot undui, cum spuneai, blocurile. Da, apropo de chestia asta, din punct de vedere seismic, contează doar structura de rezistență sau și, nu știu, umplutura pereții, dacă îți dă becea, dă cărămidă, dă mai știu eu ce? Ele formează un ansamblu. Dar, în general, ceea ce poate să ducă la clădirea unei clădiri este structura de rezistență, evident. Faptul că se poate desprinde un perete de fațadă sau se pot sparge ochiurile de sticlă de la un perete, cortină de sticlă, asta se poate întâmpla, e o treabă. Importantă este structura de rezistență să fie foarte solidă. Da, uite, apropo de legenda asta pe care a pomenit-o și Bogdan, când spune, trebuie să te duci sub tocul ușii, că acolo e cel mai sigur loc. Asta e ceva adevăr sau e o legendă urbană? La clădirile din zidărie P+1, P+2, da. La celelalte e bine să nu încerci să alegi pe scări. Să stai la tine în casă. Eventual cobor cu etajul, dacă e... Aia este o soartă și un destin, dar dacă ai să cobori cu etajul, o să cobori și cu scara. Deci nu mai contează dacă te sui pe scara, dacă încerci să cobori. Dar forțând scara, care prin natura ei este, are o structură specială, pur și simplu, dacă toți din bloc ar face același lucru, toată lumea ar tropăi o bucată de beton care e posibil să cadă fără ca restul blocului să cadă. E bine să stai la tine în casă. Așa este, de exemplu, cazul regretatului actor Toma Caragiu, care a ieșit din casă și a găsit sfârșitul pe scări, iar apartamentul a rămas intact. Deci dacă rămânea în casă, erau cu împreună, era cu bocăniți. Dacă rămâneau în casă, scăpau. Mai ales dacă ești la etajele superioare, n-ai rost să vezi ce viteză ai să cobori, pentru că... Bine, el era la 2, dar nu contează. E bine să stai la tine în casă. E bine să stai în tocul și în ce sens? Să nu scadă vreo bibliotecă pe genunchi, ăștia care mai avem biblioteci.
Pe Kindle, acum e pe Kindle, să nu scadă Kindle-ul pe picioare. Să nu scadă Kindle-ul pe picioare, dar în rest, vreun dulap din bucătărie, să nu te trezești cu farfurile în brațe. E în sensul ăsta, să te ferești de lucrurile care pot cădea. Ei spun acum, apropo de asta, citeam niște povești de asta de la cutremure, când m-am documentat cu filmul, cu nu știu ce, normal, când cauți ceva, după aceea vin numai de astea cu tremure. Da. Și e povestea asta, teoria asta, care mi se pare că stă în picioare, miștoasă, stă în picioare când vorbim de cutremur, a triunghiului vieții, știi, că să te pui unde, lângă, nu știu, canapea, ceva foarte solid, dulap foarte mare, să te culci lângă el. Și că dacă e să cadă plafon sau ceva, probabil că nu va tasa aia. Știți, aici cade și... E o probabilitate mai mare. Asta spune. Și e posibil să aici să creeze un spațiu între spătarul canapelei, de exemplu, și plafonul care a căzut așa, în care ăla e triunghiul vieții, cumva, cu podeaua, ai putea să scapi. Știi, e interesant ca logică. Știi, nu mi s-a părut că zice prostii, dar... Sau da. Să mor mai încet. Sau să mor mai încet, depinde. M-au și scăpat la cutremur. Stai că și din clădirile astea dărmate în București au scăpat mulți oameni. Da, bineînțeles. În principiu, cred că sunt mai mulți cei care au scăpat decât cei care au murit. Deci au scăpat o grămadă de oameni. Unde s-au prăbușit. Da, vorbim despre oameni scoși din dărâmături, ca cum li se spunea atunci. Da? Sinistrație. Da, păi știu că multă vreme am văzut la televizor, erau reportaje... Mă rog, oameni vii, unul sunt scos, am uitat cum îl cheamă, taie că nu știe cum îl cheamă, că a fost unul care inițial a fost arătat drept erou de Ceaușescu, că a fost scos, am uitat cum îl cheamă, era un cascador. Și l-au scos după 11 zile sau 14 zile sau nu știu, parcă cascador era. Ceva și era mamă, omul care a supraviețuit și l-au arătat pe la telejurnale și pe la toate alea, ca după aia se descoperi și după aia l-au mătrășit, că au descoperit că intrase după vreo 7 zile la furat și a căzut ceva după ce a intrat și l-au fost prins acolo. Și s-a salvat împreună cu 15 ceasuri. Da, exact. Știi, am uitat cum îl cheamă. A fost caz celebru în epocă. Tai cum știe sigur cum îl cheamă. Da, oricum și noi când ne documentam pentru emisiune, au găsit colegile mele o grămadă de povești cutremurătoare, multe celebrități care, știi că am vorbit și noi la telefon de actorul, cheamă Nae Alexandru, care a avut... Nae Alexandru, exact. Care a avut o experiență absolut fantastică să supraviețuiască în brațele bunicii care, din păcate, nu... Da, care a murit. L-a ținut în brațe și l-a protejat și ea a murit și el a copil de câteva luni, a scăpat. Da, întrebarea este pentru că practic este motivul pentru care încercăm să ne amintim de atunci ce s-a întâmplat și să spunem astfel de povești, dacă lucrurile astea ne trezesc, nu știu, așa, o stare de alertă pentru ce ar fi să urmeze. Pentru că, mă rog, dincolo de scenariile astea apocaliptice, că Musa vine cu tremurul și cu domnul Mărmureanu, care în urmă cu niște ani apărea periodic și spunea gata anul ăsta, așa, deci dincolo de chestiile astea... După aia să vină partea altă și azi nu vine nimic, acum ultima e nu vine nimic până în 2040. Da. Eu aleg să-l cred la început, să nu-l cred atunci, să-l cred acum. Da, e mai bine. Totuși, nu putem exclude, adică deja s-a întâmplat, deci e verosimil să se întâmple. Eu nu înțeleg cum nu s-a întâmplat până acum, că cum spuneau ei care frecvența, au trecut 47 de ani. Ei se așteptau ca la 30 și ceva să vină. Da, pentru că bine, s-au mai descărcat, am citit explicațiile, dar n-a mai venit niciunul dezastru. Și au venit unele neplăcute, dar atât, din fericire. Da, și asta mă întreb, dacă, că oricum este o întreagă discuție și dacă luăm să facem azi revista presei în ziua de 4 martie, indiferent care din ultimii nu știu câți ani, o să vedem că un subiect foarte, foarte pregnant este cel al consolidărilor seismice și spune, facem bilanțul câte clădiri sunt expuse la risc seismic și sunt foarte multe, câte au fost consolidate foarte puține spre deloc, dar... Ideea este că la cât de multe clădiri sunt, cel puțin în București, sunt foarte multe, sunt sute, dacă nu chiar mii de 800, clădiri, chiar presupunând că ar veni un, nu știu, un super primar care să aibă la dispoziție super resurse și tot ce e nevoie, nu este rezonabil să ne imaginăm că în următorii 10 ani, să spunem, s-ar putea rezolva această problemă. În schimb, probabilitatea ca un cutremur se întâmple în această perioadă este în continuare... destul de ridicat. Așa, mă întreb atunci, decât să jelim faptul că nu avem un primar care să fie în stare să consolideze blocurile de București, nu mai bine ne pregătim
pentru ce trebuie să facem în caz că vine cu tremurul și am supraviețuit sau cum să ne maximizăm șansele de supraviețuire? Eu cred că trebuie să mergi pe ambele străzi. Da. Ce avem de făcut individual la cutremur și ce avem de făcut ca societate. Ca om, ce să faci? Exceptând cazul în care locuiești într-o astfel de clădire și trebuie să fii de acord cu consolidarea, ceea ce este o mare problemă, că mulți proprietari nu vor. Așa înțeleg și eu. Dacă nu ești într-o astfel de clădire, ce e de făcut? Păi să te pregătești. Tu, de exemplu, știu că ești foarte precaut așa cu situațiile de urgență. Da. Nu, eu acum stau la casă, sunt relativ liniștit. E o casă solidă. Nu de cutremur, dar mai sunt și de astea. Războaie, asta e o altă discuție. Păi da, dar pregătirile pentru dezastru. Eu în general mă gândesc la lucrurile astea, da, nu sunt chiar, cum se cheamă, supraviețuitorist de la cu buncăre, cu survivalist de la nebun, dar niște baterii de lanternă ai luat, adică. Băi, un om bine informat pe jumătate scăpat. când a început în Ucraina, dacă te duc în garaj. Nu e așa, că nu știai ce se întâmplă. O buze de 155 bănesc că n-ai. Nu, n-am o buze de 155, din fericire, dar cu niște ani înainte m-am făcut instructor de tir. Uite, chiar aici, peste gardă unde stăm acum, am un poligon de tir. Am arme ca instructor de tir. Da, sper, teoretic, care se folosesc în poligon și doar în poligon. Sper să nu existe vreodată cazul de forță majoră în care să fie nevoie de folosit să-ți aperi viața. Dar, na, în general, încerc să fiu atent. Adică să am benzină în rezervor dacă... și așa mai departe. Să ai niște apă acolo, niște... Lasă apă, cine mi-am luat mâși de gaze, mi-am luat combinezoane chimice, ce știi ce se întâmplă? Ochi-tochi ți-ai luat? Da. Păi, dar ce crezi că se întâmplă primul lucru? Nu crezi că pică toată telefonia mobilă și internetul? Păi, și ia, cum comunicăm atunci? Eu cred că asta e o catastrofă și dacă nu e cu tremur și pică telefonia mobilă cum și internetul. Cum vorbești tu cu Anda sau eu cu Fimiu dacă e la școală? Cum vorbesc cu el? Cum vorbim? Hai să ne întâlnim la nu știu unde. Cum faci? Dacă am devenit atât de dependenți de prostiile astea, we take them for granted, așa, știi? Ele sunt, nu au cum să se strice. Păi da, până la proba contrarie nu se strică. Păi până s-o strica. Exact. Eu am încercat să mă gândesc ce se întâmplă dacă se strică. Mi-am luat mașini de gaze pentru toată familia, la vreo, că nu știi ce se întâmplă, cât de repede se întâmplă. Când ai auzit pe 22 februarie, acum 2 ani, că începe lângă tine aici, știai că de repede avansează, că se oprește, că da, nu se oprește, nu că nu știe nimic. Și am zis, ok, lasă să se pună praful pe ele să putrezească acolo. Mi-am luat baterii, mi-am luat walkie-talkie. Pastile cu iod? Nu, că am trecut de vârsta aia. Din fericire. Eu știu, dar bine că te-ai documentat ca altfel. Ei, cum să nu mă documentez? Îți dai seama. Păi pentru ce crezi că te-ai luat? Dacă te întălău ăsta... Băi, tu mai ții minte 86, că eram mare, aveam 18 ani, când a venit Cernobâlul? Că noi tot... Știi cum e? Noi avem experiențele astea ale anilor ăla când au venit una după alta. În 77 cu tremur, în 86 în mai Cernobâlul, în august cu tremur. Nu știu, vreo 15 stații cu troleibuzul la o prietenă a maichei care avea pastile de iod. Păi nu mai știi că ne-au dat iod. Ne-au dat iod tuturor copiilor în perioada. Dar fiindcă a spus tâmpiții ăștia au raport, fiindcă rușii sunt niște necivilizați. Și n-au anunțat, până n-au descoperit aia în Suedia, norul radioactiv, să anunțe de acolo, băi, au ajuns niște radiații pe la noi 3 zile mai târziu. Eu am jucat basket, bine mersi, afară, cu mingea, am înghițit la praf ca orice copil de 18 ani, care nu știa că nu e bine. Încă nu era radioactiv. Încă nu era radioactiv. Așa au fost curenții aia. Da, am avut noroc, noroc, că n-a venit aici în sud, în nord. A venit după vreo 10 zile. Da, s-a umplut de cancere. Ani de zile mai târziu. Au crescut incidența cancerilor în neștire. Pe unde a trecut norul ăla? Am avut noroc că pe la noi n-a trecut. Dar iod ne-au dat. Țin minte. Deci, Bogdan, cum ne pregătim? Sufletește în caz de cutremur. Păi sunt 3 paliere. Palierul individual l-a descris domnul Bogdan Naumovici. Fiecare cât de tare este în stare să se educe. Asta este o problemă de educație. Care este de educație individuală? În ce măsură ești în stare să îți faci o rezervă, să îți păstrezi cumpătul? E foarte important să îți păstrezi cumpătul. Oamenii în astfel de situații, în general, produc foarte multe pagube și victime din cauza panicii. Da, băi, haosul poate să provoace multe victime adică decât... Teoretic, și să fiu bineînțeles, strict teoretic, dacă la colectiv era un domn cu fluier în mână, în gură, la ușă și îi fluiera ritmic, probabil că n-ar fi fost victimele care au fost.
Dar acolo s-a murit de pildă din panică. Un om informat cum sunt eu n-ar fi intrat în locanta aceea, pentru că pe ușe de 80 de centimetri nu poți să intri într-un local scurt. Dacă aia este ușa, eu n-am ce să caut înăuntru. Din punctul meu de vedere, ca un care fac așa ceva și măcar că știu. Adică, primul palier este educarea populației. Al doilea palier este capacitatea administrației publice de a se pregăti în caz de dezastru. Și capacitatea administrației publice de a se pregăti în caz de dezastru este zero. E dezastruos. S-a văzut cu prilejul molimei, a pandemiei, care este capacitatea. S-a văzut că după ce a fost colectiv, uite, a fost crevedia și reacția a fost absolut similară, la fel de haotică, după 8 ani de zile în care aveai timp să faci și proceduri, camere speciale, măcar proceduri și așa mai departe. Adică s-a văzut foarte clar că administrația nu este în stare să fie pregătită și se comportă administrația ca și populația, lasă-vă că nu se întâmplă. Ceea ce este evident o prostie. Sau nu se întâmplă mandatul meu. Da, sau nu se întâmplă mandatul meu. Sau ce o să zică lumea dacă eu sunt prea dur. Ce ne-ar fi? Păi ia iarna care vine în fiecare an. Ia iarna până surprindere. Da, dar apoi un cutremur care vine la 40 de ani. Nu mai vine iarna. Da, exact. Uite că iarna asta a fost surprinzător de geroasă totuși. Lumea a fost foarte surprinsă. Adică, cum? Da, e frig iarna? E da, frig iarna? Da, și da, mai ninge, ninge o zi? A fost și ger. Au fost niște lucruri absolut surprinzătoare. Iar al treilea palier este administrații locale, care în cazul unui oraș cum este Bucureștiul, ar trebui nu să consolideze toate clădirile. În primul rând, toate clădirile merită să fie consolidate. Cu excepția orașelor muzeu. Veneția, Florența, părți din Paris și așa mai departe. Pe care le știm cu toții. Ceea ce nu este cazul Bucureștiului. Bucureștiul nu este un oraș muzeu. Un oraș se tot împrospătează. Uite, în toamnă am fost în Barcelona și în Barcelona, care are urbanism, clădiri, nenorociri și așa mai departe, erau foarte multe șantiere. Cu construcții noi, de locuință, dar care respectau vechiul regulament al Barcelonei, 5 etaje, șantierele foarte curate și așa mai departe. Deci un oraș se înnoiește permanent. Sistemul ăsta de a păstra un oraș ca un timbru, un clasor, fiecare clădire în parte și să nu umblăm și să nu facem și să nu deranjăm nu știu ce ștucatură de acolo 100 de ani și așa mai departe, este greșit. În primul rând, dinamica orașului îmbunătățește orașul. Adică faptul că avem în momentul acesta în centrul Bucureștiului clădiri de joasă înălțime, trebuie văzut care dintre ele ne convin sau dorim neapărat să le păstrăm, pentru că altfel înseamnă că ne permitem luxul acesta. Adică atrag atenția de pildă că unde avem cinematograful Patria, era vila lui Marghiloman, celebră la vremea respectivă, o arhitectură Art Nouveau cu ștucaturi, cu nebunie, să găsesc pozele pe internet și uite că a fost demolată. Eu nu militez pentru a fi demolat vreun monument istoric, să nu fiu greșit, înțeles, Doamne ferește. Dar nu sunt doar monumente istorice. Dar nu sunt doar monumente istorice. Chiar printre clădirile vechi, adică. Și, da, unele clădiri sunt doar vechi. Așa cum nu toți oamenii bătrâni sunt niște oameni onorabili, unii sunt niște ticăloși bătrâni și atâta tot. Adică sunt clădiri care pur și simplu și-au trăit traiul și-au mâncat mălaiul. Te opresc, Amaș, dar vom lua exact în același punct, pentru că trebuie să mai luăm un calup de publicitate. Revenim imediat. Am revenit în direct. Bogdan, ne spuneai despre clădirile care poate ar trebui demolate. Nu e vorba de neapărat de a demola, ci de a studia cu atenție ce trebuie și ce nu poate fi păstrat în București. Și asta nu se poate face și fără a studia dinamica pieței, pentru că în momentul acesta piața construcției, în general, este o piață privată și este firesc să fie așa. Și a vedea ce își dorește poporul, pentru că poporul întotdeauna dă cele mai interesante răspunsuri. Marile aglomerări urbane, sigur că s-au făcut și cu sprijinul unor mari arhitecți sau urbaniști, dar poporul are un rol foarte important, pentru că există, de pildă, în București, prevăzute niște zone cu clădiri foarte, foarte înalte, și în care, în sectorul 6, și în care lumea construiește numai viluțe.
Înseamnă că ceea ce ai prevăzut tu acolo, în planele tale de urbanism, sunt o fantezie. Și sunt alte zone în care se plânge că lângă nu știu ce casă s-a construit o clădire cu mai multe etaje. Centrul întotdeauna, dacă nu este, repet, un centru istoric foarte, bine, foarte necesar a fi protejat, întotdeauna va înflori, este cel mai scump. În momentul în care tu îngheți situația în starea care este, zona respectivă devine semipustie. Uitați-vă că Magherul nu mai este o arteră comercială. Nu, este o arteră comercială în momentul acesta. E cum era Calea Victoriei acum 5 ani, 7 ani. Exact. Pentru că tu, înghețând totul, poporul pleacă. Și nu spune noi o să plecăm, ci pur și simplu face asta în mod natural. Așa cum am tot spus că aleea procesiunilor, bulevardul ăsta lui Ceaușescu, este un bulevard mort. E înghesuial în tot Bucureștiul și acolo pur și simplu... E risipă de spațiu, dar degeaba. E risipă de spațiu. Adică tu trebuie să ții seama treaba asta dacă ești un foarte bun administrator. Și am spus într-o emisiune de-a ta, nu poate să vină un primar, indiferent cât de deștept ar fi, nu poate să vină un arhitect. Trebuie chiar să faci un colectiv interdisciplinar în care chiar să vezi ce se întâmplă. Ai în momentul acesta inteligența artificială, ai tot felul de programe care simulează în fel și chip. Haideți să facem niște simulări, să vedem ce se întâmplă. Mai ales că sunt foarte multe lucruri de păstrat în București și o spun ca bucureștean jet-beget care își iubește orașul. Aici am morți, aici am biserica făcută de străbunică, adică nu vorbesc ca un străin. Hai să vedem ce se poate păstra, pentru că este un oraș dinamic. Este un oraș care, dacă îl lași și locrotești și îl lasă să crească, s-ar putea să iasă unul dintre cele mai interesante orașe din Europa. El crește doar pe margini. Păi dacă tu congelezi restul, dacă tu nu-i dai voie omului să construiască unde el își dorește să construiască, o să zică ok, mut cortul mai încolo. Iar asta duce la foarte mari probleme urbanistice, dar noi discutăm aici despre cutremuri. Dar asta ce spui tu este cazul cum ar veni general, dar extrăgând particularul referitor la riscul seismic, trebuie să recunoaștem că este una dintre problemele majore care împiedică această acțiune, să spunem generic, de consolidare, este că mulți proprietari nu sunt de acord, pentru că ai clădiri cu mulți proprietari care, indiferent că decidem să le consolidăm sau poate este mai bine să le dărâmăm, să construim altă clădire în loc, dar trebuie să ai acceptul tuturor și legislația este încă destul de complicată, deși a mai fost simplificată și dovada vie este că treaba bate pasul pe loc. A existat un domn inginer structurist de mare valoare, Țățaru, numai să-l ierte, cu care am avut onoarea să colaborez. Domnul acesta propusese o soluție de pildă pentru Magherul, în care spunea nu este vina nimănui că timp de 10 ani în perioada comunistă nu s-a permis să se consolideze ceva pe Magherul și să existe dinamica urbanistică. Poate chiar ar fi demolat unii, ar fi construit alții, un lucru care se întâmplă într-un oraș normal. Și a propus să închidem jumătate de Magherul, toată partea dreaptă, să spunem, pornind de la Intercontinental, un sezon și consolidăm partea dreaptă și următorul sezon consolidăm partea stângă și deschidem partea dreaptă. Era o idee interesantă. Domnul Țățaru este cel care a spus despre ministerul acela aflat lângă Casa Vernescu. MICM-ul, fostul MICM-ul. Nu mai este. Pe dânsul a spus ca să-l consolidăm trebuie să-l umplem cu beton. Să-l umplem de adevăratele. Adică de tot monobloc. Cum umpli acvariul cu apă. Și a fost demolat. Era o clădire, nu așa, reprezentativă, cu tot felul de... Se întâmplă ca din când în când să trească să demolești și o chestie de acest gen. Dar vezi că acolo nu s-a construit nimic în loc. Din ce motive nu s-a construit acolo? Și eu asta foarte atent să văd ce aș construi în loc, dacă aș fi un investitor. Pentru că încă nu este foarte bine definit ce se va întâmpla cu Bucureștiul. Adică migrarea asta spre extremități face ca să devină poli urbani pentru ceea ce numesc eu comunități, spațiu comunitar. Molurile. Că e molul din Timișoara, că e molul de la AFI, toate astea care s-au... Băneasa și așa mai departe, dacă observăm, ele au fost făcute în vechile fabrici de mâncare pe care le hărăzise amicul și lumea se duce către ele.
Și atunci spui, am aici noul meu centru care preia ceea ce era pe vremea tinereții noastre 6 martie, care avea 8-10 cinematografe pe care le-am vizitat pe toate, văzând diverse. Tu n-ai prins 6 martie, l-ai prins Gheorghe Ghiuriu, deci direct. Nu, 6 martie l-am prins. Deci? Da. Eu așa îl țin minte. 6 martie. Eu știu de Gheorghe Ghiuriu, deci. Știu că îi locuise deja Ceaușescu cu toate denumirile, că era supărat. Și am văzut toate filmele cu cowboy pe care le-am putut vedea, l-am văzut acolo. Și era, avea rol de mol. Găseai și o cofetărie și un cinematograf și așa mai departe. Acum este o zonă semisinistrată. Nu prea ai ce să faci pe 6 martie dacă vrei într-o duminică să te plimbi. Ce ai să te duci la mol, unde găsești cinematografele, găsești cofetăria și așa mai departe. Pentru că nu toată lumea vrea să vadă nu știu ce arhitectură veche sau să ofteze lângă o statuie. Ci prea pur și simplu să se simtă bine. Majoritatea populației asta își dorește. Iar în momentul în care a fost repopulată Calea Victoriei, dă-le voie oamenilor să scoată mese pe trotuar, dă-le voie oamenilor să facă cafea. Dar tot cu mâncare și cu băutură. Adică n-a fost repopulată cu muzee și teatre. Da. Adică ceea ce este firesc. M-am plimbat prin toată Barcelona în toamna trecută și pur și simplu e masă lângă masă. Asta este adevărul. Lumea stă, bea o cafea, mănâncă nu știu ce jniță și așa mai departe. Adică același lucru trebuie să-l înțelegi, că nu suntem deloc diferiți de ceilalți și nu trebuie să mumificăm un oraș. Iar în momentul ăsta orașul este mumificat. Toată zona centrală este mumificată. Și a ajuns paranoia asta că fiecare lucru care există trebuie păstrat și unele trebuie păstrate. Așa este. Dar nu toate. Dar nu toate și ai grijă ce trebuie păstrat. Consultă specialiștii în toată treaba asta, consultă urbaniștii. Poate unele merită mutate, cum făcea domnul inginer Iordachescu, nu să iertă și pe el, mare profesionist la rândul său. Poate altele, pur și simplu, în timpul lui Carol I s-au demolat vreo 20 de biserici în București, de pildă. Dar nu s-a simțit treaba asta. Pentru că trebuia eliberat o parte din centru de o serie de biserici, pentru că începeau să apară clădirile esențiale care nu existaseră până în momentul acela. Clădiri guvernamentale, poștă, ministere, primărie, universitate, ateneu și așa mai departe. Dar în același timp, în cartiere, și străbunicul meu a contribuit, astfel, se ridicau biserici în paralel. Pentru că Bucureștiul și la vremea aceea creștea. Creștea. Cum mai spune astăzi că stai în Pipera, stăteai pe Calea Văcărești. Sau stăteai în Comuna Hărăstrău. Adică Bucureștiul este într-o continuă fierbere. El nu este un oraș care să spui, domne, ăsta este. Gata. S-a terminat, asta este Veneția. Doamne ferește să faci altceva în afară de vreo zugrăveală și o restaurare. Sau asta e Florența, sau mai știu eu ce. Bucureștiul e un oraș viu care a suferit foarte multe transformări. Va suferi în continuare, că vrem, că nu vrem. În care sunt foarte multe lucruri de înțeles și o parte din clădirile pe care vrem să le consolidăm, de fapt ar trebui demolate. Pentru că și-au trăit traiul, și-au mâncat mălaiul. Pur și simplu, spui, bine, cât costă să o consolidez sau când m-ar costa să o refac identică. S-a putea în multe cazuri să zici, domnule, dar ne-ai mai ieftin să o mai facem o dată. Da, uite, apropo de ce se întâmplă, asta este mare întrebare. Și mai o treabă, îmi cer scuze. Te rog. Au apărut în centru niște clădiri extraordinar de bine restaurate, în care s-au, sper că nu fac vreo reclamă când vorbesc de hotelul ăsta Marmoreș Blanc, că s-a făcut, în care e un fost sediu de bancă, în care clădirea construită prin anii 90, sticlă, nu știu ce. Păi pe aia au dărâmat-o. A fost, exact asta spun. A fost dărâmată, că a fost considerată chiar de către cei care au cumpărat-o ca fiind un obiect parazitar. Iar astăzi strălucește. Adică privatul nu e rechin imobiliar. Da, aia n-avea o problemă de consolidare, avea o problemă de inadecvare cu zona. Adică a fost și consolidată, refăcută. E o muncă extraordinară pe care au făcut-o arhitecții. Nu, eu zic de ce au dărâmat. Deci clădirea aia nouă, aia n-avea probleme de consolidare. Exact asta spun. Sunt lucruri care, în momentul în care privatul este lăsat să-și facă treaba,
Vine el și restaurează. Da, Bogdan, dar aici era un singur proprietar care a luat această decizie foarte bună. Dar dacă în loc să ai un proprietar care a cumpărat locul ăla, aveai 50 de proprietari care toți trebuia să fie de acord, deja aveai o problemă. Poți să intri într-un parteneriat public-privat, se găsesc soluții până la urmă. Sunt multe lucruri care ar trebui făcute. Să anulezi legea aceea care naționaliza curțile oamenilor, de pildă. Care face ca să existe, să ai blocul, dar curtea încă e a statului, de pildă. Da, gândește-te că dacă nu se înțeleg 50 de proprietari, l-a consolidat, l-a demolat. Păi, și mai rău. Da. Pentru că... Iar dincolo de ce se conservă, eu cred că e o judecată mult mai... De ce se, cum i-ai spus, se mumifică orașul și centrul. Eu cred că judecata e mult mai simplă acolo. Cine nu muncește, nu greșește. Dacă nu fac nimica, ori să cârie doi bobici... Că n-am făcut. Că de ce n-am făcut? Dar dacă fac, e mult mai nasol. Și asta este o mare adevăr, pentru că, într-adevăr, a apărut această ideologie și politică al nu. Da. Nu parca, nu construi, nu consolida, nu face... Și te întreb la un moment dat, care e la nivel european, să refacem laștinele, cum ar fi apărut orașele astea dacă era și în Evul Mediu politica asta? Dacă e asta cu refăcutul mlaștinilor pe bune, să știți că unde e Cotroceniu era Zmărcu, e fapt istoric. Era Dita mai Zmărcu și a dispărut chiar și Dâmbovicioara, care era o ramura Dâmboviței, și pe unde Magheru era iarăși un Zmărc și era un codru unde... Este parcul Ioanid de astăzi. Eu zic să nu le dai idei. Adică eu știu ce să zic, adică dacă e asta cu mlaștină și cu... Trebuie să lași orașul să crească, și dar trebuie să fii foarte atent cum se face. Adică rolul administrației este să-ți dea peste mână, nu să-ți interzică. Sigur că în momentul în care... Și mai o treabă. Am fost foarte săraci. Și de aici a ieșit și o arhitectură foarte dubioasă. Când ești foarte sărac, o să cumperi, nu așa, cum s-au cumpărat zeci de ani, un Volkswagen vechi, de la lipituri de prin Germania și așa mai departe. Țara nu mai este atât de sărac. În momentul acesta îți poți permite o mașină mai bună, îți poți permite o clădire mai frumoasă, îți poți permite să ai pretenții. Adică arhitectura este o problemă de bani, în primul rând. Da, bă, uite, vreau să te întreb, pentru că eu am această nelămurire, am întrebat mai mulți arhitecți și încă n-am primit un răspuns. De ce în București, după Revoluție, da, nu s-a construit nicio clădire de asta mare, frumoasă? Deci, din punctul meu de vedere, profan, strict subiectiv, cred că toate turnurile astea care sunt oribile. Pentru că sunt strict funcționale. Sau, dacă nu sunt oribile, sunt nefrumoase. Spre deosebire de alt, deci te duci la New York, îți cade falca, nu știi la care să te uiți mai întâi. Păi, de ce? Ce bani sunt acolo și ce bani sunt aici? Da, ok, nu ne comparăm cu New York, dar măcar așa păstrăm proporțiile. Te poți compara. Da, dacă faci Dita Mai blocul, se cheamă că ai bani, da? Ăla nu-i făcut în sărăcie. Ba da. Pentru că cel care face blocul respectiv, în general, ia un credit. Deci cine are bani de un bloc foarte mare... Nu face blocul respectiv, ci își cumpără o plajă, ca să spun așa, în altă parte. Asta cu rechini imobiliari care investesc banii pe care i-ar avea într-o teșcherea și așa mai departe, este o legendă urbană, o prostie. Cine are bani foarte mulți, se duce să și cheltuie restul vieții sale fără să aibă probleme și fără să stea în audiență pe la primărie. Asta se întâmplă în momentul în care tu faci o afacere și afacerea se fac și pe credit. Iar creditul e o chestie măsurată care... Banii nu sunt ai tăi și trebuie returnați și așa mai departe. Adică nu, cu rare excepții când este vorba de casa vreunui mare potentat, din care eu n-am prea întâlnit, recunosc. Ei, cum Palatul lui Becali. Da, da, e făcută de alt mare potentat, numit Aușniț, care întâi a făcut banii și până a făcut Palatul. Să vezi Palatul actualului împărat, încă nu e gata, nu știm. Am văzut ăsta doar nou, sigur. Ăsta nou, da. Ăsta, într-adevăr, dacă devizul acela... este real, eu aș vrea doar să citesc devizul, să văd și eu despre ce vorba. Tu știi ce am reținut eu de acolo? Deci dincolo, că-s 7, că-s 9 milioane, și, bun, pe mine, un singur lucru mă cutremură. Locuință unifamilială. Da? Că rea pe persoană, nu, domnule, noi n-am avut, n-avem nicio cerere, Cotroceniu, încă n-am făcut nicio cerere. Ok, bine, ok. Dar de ce faceți în Măgăoaia aia locuință unifamilială? Păi, depinde care e familia. Păi, da. Dacă e familia domnitoare...
Poate o familie cu copii. Deci dacă nu e familia domnitoare... Și Buckingham-ul, cred că... Pentru cine am putea să o facem? Auzi, dar și Buckingham-ul cred că e trecută la locuințe unii familiale, dacă stai să te gândești. Nu, gărzile doar acolo. Sau Windsor-ul. Am văzut un reportaj. Adică... Și mai este încă o problemă. Pe care o numesc de legitimitatea averii. Comunismul, dacă a făcut un lucru, ne-a făcut pe toți săraci. A nivelat în jos. În sensul în care nu exista niciun individ care să aibă o sumă impresionantă de bani la nivelul unui om de afaceri din vest legitim, care poate să demonstreze că afacerea sa este veche de 3-400 de ani. Nu știu, există nenumărați. Rothschild. La noi, exemplu, erau cu Bacchus, ăla cu vinurile, cu înședa, care era Stefănescu. Așa... Nu, omorât în pușcărie. Hai să vorbim de bani reali. Da. În momentul în care averile au fost făcute foarte rapid de oameni mai mult sau mai puțin educați, și fiecare dintre noi, indiferent câte școli am făcut, suntem de fapt needucați. Pentru că nu avem legitimitatea recunoașterii, din punctul meu de vedere, eu vorbesc personal, a unei averi, a unor bunuri, a unei educații legitime în sensul în care s-a transmis de la generație la generație. Nu putem să numărăm generațiile. Nu putem să ne numărăm generațiile, indiferent cât ne-am dorit treaba asta și cât de respectuoși am fi cu acest trecut al nostru. E, în momentul în care averile au luat iarăși un start zero, pentru că ăsta s-a întâmplat după Revoluție. La fel, și educația legată de ce să facem cu acești bani a luat un star zero. Și e acela, faptul că spun că cu toții cei care au foarte mulți bani în momentul acesta sunt parveniți, nu e vorba de o jignire, e vorba de o constatare. Da, Bogdan, de ce te întrebam? Nu era vorba de acești oameni. Ei care au construit marile turnuri din București sunt bănci, sunt fonduri de investiții, sunt oameni veniți de afară, deci nu e parvenitul de Dâmbovița. Așa este, parțial, ai dreptate, dar imaginează-ți că noi trei suntem amici și aflăm că este o afacere într-un stat, să nu jignim pe nimeni. Un stat oarecare din Africa și putem să construim acolo clădire de birou pe care să o închiriem, că regimul e ok și așa mai departe. Și ce o să facem noi? O să încercăm să ne maximizăm profitul, nu să spunem, hai să ținem seama de arhitectura tradițională de acolo, de stuful care este. Dar nu tradițional, nu mă așteptam de la zgârie norile din București să fie cu arhitectura tradițională. Din potrivă, vreau cu arhitectura modernă, dar să fie frumoase, nu urâte. Frumosul și urâtul este o chestie, o chestie relativă și subiectivă. Foarte mulți... Dar, serios, ți-ți place vreun turn din asta? Să-și dea, uite, mie ăsta îmi place. Sincer, nu. Nu încerc să te contrazic. Auzi, astea rezistă la cutremur? Singurul care mi se pare că măcar a vrut altceva decât un turn este Charles de Gaulle, nu știu cum să-i spun altfel, de clădirea Vodafone. Da, mă rog, fost Raiffeisen... Da, care măcar a încercat altă... Da, dar ăla are alte probleme. Cap de perspectivă, care nu dă bine. Mă rog. Adică, piața așa de gol, din punctul meu de vedere, nu trebuie să construi nicio clădire înaltă. De pildă. Asta, sunt de acord cu povestea. Da, vorbeam că... între turnuri, care există, care măcar încearcă să arate altfel. Aia este o zonă pe care trebuie să o protejezi. O zonă pe care trebuie să le protejezi. Îi spui, aici nu se va întâmpla niciodată nimic special. Nu te-a pus să construiești, nu știu, pe Lascăr Catargiu vreun P+5 din sticlă. Singurul care a făcut pe Lascăr Catargiu oroare a fost chiar statul român cu circa de poliție, cu secția de poliție. Da, cu secția de poliție. Care da. Era să facă vaccinul de mașină, că nu venea să cred că n-a văzut OZN-ul prima oară. Deci, bine, trebuie să termopanele. Când ai văzut termopanele. O pauză de publicitate, ne mai întoarcem pentru câteva minute pentru finalul emisiunii. Publicitate. Am revenit în direct pentru concluzie, dar înainte de a invita pe oaspeții noștri să ne spună câte un cuvânt de încheiere, aș vrea să vedem împreună un material. În anul 2018, Inspectoratul pentru Situații de Urgență a făcut un exercițiu
de cutremur în București. A fost o simulare practic ce se întâmplă dacă are loc un cutremur de mare magnitudine, 7,5 grade pe scara Richter, dacă nu mă înșel. Și s-au tras niște concluzii. Haideți să vedem un scurt material pe această temă și după aia revenim exact pentru concluzii. Seism 2018 este exercițiul prin care autoritățile au declanșat sâmbătă 13 octombrie 2018 o simulare de cutremur în România. Este cea mai amplă simulare de intervenție în caz de seism major care are loc în Uniunea Europeană în ultimele două decenii. Potrivit scenariului exercițiului, în România s-a produs un cutremur cu magnitudinea de 7,5 grade pe scara Richter, care a dus la distrugerea și avarierea a numeroase clădiri ale administrației publice centrale și locale, unități medicale, clădiri de locuit, obiective sociale, precum și a infrastructurii, rețele de alimentare cu energie electrică, gaze, stații de tratare și de epurare, sisteme de transport și distribuție carburant, căi de transport rutiere, feroviare. Ultimul bilanț al exercițiului Seism 2018 arată că cel puțin 4586 de persoane și-au pierdut viața, iar 8585 au fost rănite. 50.000 de persoane au rămas fără locuințe, dintre acestea 11.200 fiind în prezent adăpostite în taberele amenajate de autorități la Arena Națională și în localitățile Afumați și Voluntari din județul Ilfov. La nivelul municipiului București, 48.000 de consumatori nu au energie electrică, iar 55.000 nu au apă curentă. La nivel medical există 280 de paturi de terapie intensivă libere în toate județele, 2542 de paturi chirurgicale, 4153 de paturi din alte specialități care pot fi folosite pentru victimele cutremurului, 1514 paturi care pot fi eliberate prin externarea pacienților care au probleme ce nu le pun viața în pericol. O parte a forțelor mobilizate în județe a fost oprită în drumul către capitală, iar o altă parte continuă deplasarea spre București, respectiv 219 mijloace de intervenție, ambulanțe, mașini de pompieri, mașini specializate de intervenție, containere de căutare-salvare, posturi medicale, posturi de comandă. Avem 750 de persoane care sunt mobilizate la acest moment în țară, care includ pompieri, dar și personal medical din cadrul SMURD din 12 județe. Deci, un tablou nu tocmai prietenos. Ar fi destul de greu dacă vine peste noi. Și aici, în exercițiu, sunt date doar dimensiunile, fără să fi întâmplat deja. Ce avem de făcut mai departe? Păi să ne apucăm de treabă. Adică atât administrația centrală, cât și administrațiile locale ar trebui să pregătească pentru tot ce e mai rău. Păi uite, eu nu știam, asta am aflat relativ de curând. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență are un program de instruire a populației ce să facă în astfel de cataclisme, inclusiv cu tremuri. Este chiar și un site, se numește fipregătit.ro, care are un conținut foarte interesant. Acolo spune inclusiv de ruxa cu ce pe care să ai pregătit și așa mai departe. Lucruri pe care eu, sincer, le reproșam, e adevărat, în gând lor, că nu fac astfel de campanii de conștientizare, dar mi-am dat seama că oamenii toți și-au făcut datoria. Conținutul există. Acum, modul în care este el diseminat în public, pentru că nu știu câți oameni au auzit de site-ul ăsta. Noi o să ieși dăm adresa și îndemnăm pe câți mai mulți oameni să intre acolo, să vadă, pentru că sunt niște lucruri basic, dar care sunt foarte importante și care la un moment dat pot face diferența dintre viață și moarte. Adică nu e, deși pare așa o joacă gen tabără de cercetași, nu e. Un site nu rezolvă problema. Evident că nu o rezolvă, dar este important un pas. Important este ca administrația centrală să fie prima în ordine, să fie conștientă de pericol, lucru la care administrația centrală a căzut cu succes în momentul în care a avut loc pandemia. A pierdut examenul absolut devastator. În circumstanța atenuantă este că nu doar administrația centrală din România, ci multe alte... Nu, și că totuși nu era o chestie prin care să mai fi trecut. Da. Adică în cutremur nu e trecut. E mai previzibil ce se întâmplă la cutremur decât în povestea asta cu pandemia. La rândul ei, administrația locală parcă am trebuit să se pregătească.
Cum se pregătesc? Exact asta vreau să spun. Decât să aștepți ca anumite lucruri să se dărâme și altele să producă foarte mari nenorociri, poți să preîntâmpini treaba asta venind cu soluții către populație. Haide, uite, construim acolo ca să desființăm treaba asta aici. Haide să vedem cum putem să încurajăm pe cei care doresc să consolideze de unii singuri. Hai să vedem ce înseamnă dacă un investitor privat intră în parteneriat cu primăria, ce facilități îi dai ca să consolideze. Adică sunt foarte multe lucruri pe care ar trebui să le faci și pe care le-ai putea face. Hai să vedem dacă sunt cazări goale în jurul Bucureștiului ca să organizăm vreo tabără pentru primul ajutor sau pentru persoanele rămase fără adăpost. Eu nu au nimic din toate astea. Momentan, administrația locală pune stâlpișori și interzice parcări și se bate cu lumea. Administrația centrală este ocupată în momentul acesta cu alegerile, este limpede. Total nu o să fie ocupat cu alegerile. Evident. Deci să sperăm că nu o să fie dar e un contor care merge către următorul cutremur. Aici este problema. Da. Adică fiecare oră pierdută, fără a fi un prăpăstios, dar fiecare zi pierdută într-o astfel de situație este foarte greu de recuperat. Ultimul minut, Bogdan. Măcar să termină pe o notă veselă, eu cred că soluția nu este colectivă, o soluție individuală a fiecăruia, să se descurce, să-și ia pârși, pentru că vorba lui Ghiuri Pascu, ei simt calamitatea de cutremur. Și fac așa, la sfârșit, că vine calamitatea de seism. Seismul nu-l simt, dar calamitatea de cutremur le simt. Ok, ne oprim aici, vă mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenția care sper că ne-ați urmărit, ne revedem mâine seară de la ora 21. Acum, în câteva minute, la Metropola TV urmează Dana Chiera cu emisiunea Curat. La revedere!